Salut prieteni, eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre rasa de câini Komondor. Originile rasei de câini Komondor sunt încă disputate. Este considerată o rasă de câini cu originea în Ungaria. Apariția și evoluția lor pe teritoriul Ungariei este pusă fie pe seama triburilor de maghiari care s-au instalat în câmpia panonică în jurul anului 900 după Hristos, fie a celor de cumani. Unii specialiști plasează însă și originea numelui câinelui în corelație cu triburile cumane, unde Komon înseamnă cuman și Dor înseamnă câine. În traducere liberă, înseamnă câinele cumanilor. În mod cert, cei care au adus cu ei acest câine puternic și impunător au fost păstorii. Prima menționare despre această rasă figurează într-un codex din anul 1544. Astăzi în Ungaria, rasa Komondor este declarată tezaur național prin lege, fiind interzise orice ameliorări și transformări. Aspectul său este ieșit din comun datorită blănii grupate în șuvițe împâslite, lungi, dispuse uniform în straturi succesive. Blana albă, formată din aceste jnururi, este unică. Jnururile au textura pâslei, având aspectul unui cap de mop. Puii au părul pufos și ondulat. Blana este întotdeauna albă, dublă, cu un prim strat foarte pufos, foarte des, lânos și impermeabil. Al doilea strat este cel lung, în formă de șnur. Este un câine de talie mare, cu un corp pătrat, puternic și musculos. Capul este mare, proporțional cu corpul, cu ochii migdalați de culoare închisă, acoperiți de păr. Urechile sunt mari, bogate în păr și purtate atârnat. Coada este lungă, ușor întoarsă la vârf, purtată atârnat, iar în stare de agitație se ridică cel mult la nivelul spatelui. Blana acestei rase nu se perie, zmocurile care se formează din puful ce îi cade trebuiesc smulse cu mâna pentru ca blana să ia formă de franjuri. Baia se recomandă doar vara, deoarece le trebuiesc mai multe zile pentru a se usca. Nu este deloc pretențios și este foarte rezistent la intemperii. Este un excelent câine de pază al turmelor de vite și al locuințelor. Komondorul este un ciobănesc cu aptitudini extrem de puternice de apărător. Este inteligent, independent, hotărât și încăpățânat. Komondorul este foarte loial cu membrii familiei, dar trebuie atent supravegheat când este în preajma străinilor. Nu ascultă decât de un stăpân, căruia îi este fidel și devotat. Are o mare forță în luptă și un aspect ce provoacă frică. Blana imensă îl apără de frig, de căldură, dar și de mușcături. Blana sa îl ajută să se integreze foarte bine în turmele de oi, făcându-l să semene cu una dintre acestea. Acest lucru i-a conferit mereu un avantaj pentru a contracara foarte rapid și prin surprindere atacurile prădătorilor, fie ei urși sau lupi. În timpul celui de-al doilea război mondial, multe exemplare din această rasă au fost ucise, numărul lor ajungând într-o situație critică. Crescătorii și pasionații acestei rase au făcut eforturi pentru a salva rasa de la dispariție. În zilele noastre este întâlnit în multe țări ale lumii, fiind foarte apreciat chiar și pe alte continente. Nu se înțelege cu alte animale de pe teritoriul său. Este calm și echilibrat, nu latră prea mult, dar atacă pe neașteptate. Masculii au o înălțime între 71 și 76 de centimetri, femelele fiind puțin mai mici, între 64 și 69 de centimetri. O femelă poate făta între 6 și 12 pui. Din anul 1930, rasa a fost exportată și în Statele Unite, unde și astăzi mai este folosit pentru paza turmelor de animale, însă foarte multe exemplare au ajuns îndrăgite animale de companie. Câinele este considerat omnivor, pe lângă carne și produse de origine animală, Komondorul mănâncă și foarte multe legume și cereale. Acest câine de talie mare are nevoie de multă hrană. Exemplarele standard ajung la maturitate să cântărească 55-60 de kilograme, iar unii câini pot atinge, conform relatărilor unor proprietari, chiar și 70-75 de kilograme. Din cauza ochilor care nu sunt vizibili, fiind acoperiți de păr, anticiparea reacțiilor lor este și mai dificilă. Datorită dimensiunilor, puterii, vitezei de reacție și temperamentului specific, un Komondor are nevoie să debuteze în exerciții de dresaj foarte devreme, la 4 luni, altfel putându-se înregistra dezvoltări periculoase ale comportamentului său. Media lor de viață este între 10 și 12 ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!